Cele două fete au fost colege și prietene până când s-au certat din cauza unor postări pe internet. Hotărâtă să-i dea o lecție fostei prietene, fata de 15 ani a mers la liceul din Drobeta, Turnul Severin, unde învață cealaltă adolescentă și a luat-o la bătaie. Să discutăm și noi și cu ea, să vedem ce s-a întâmplat, pentru că nu ne dorim asemenea evenimente să se întâmple. Adolescenta agresată le-a spus părinților că a fost bătută, iar aceștia au anunțat poliția. Oamenii legii au deschis un dosar penal și, în paralel, fac anchete interne ambele licee în care învață fetele. Cele două eleve vor fi consiliate psihologic. Noi, la nivelul unității de învățământ, avem și o comisie de violență și vom aplica sancțiunile pe care comisia le va stabili. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și se continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse măsurile corespunzătoare. În rândul tinerilor, agresivitatea este un comportament la care noi, adulții, trebuie să găsim permanent soluții prin educația pe care le-o dăm și prin prezența în preajma lor, în grupurile lor, acolo unde sunt ei. Violența în rândul elevilor e un fenomen în creștere. Numai în ultimii 2 ani, într-un singur județ, Mehedinți, polițiștii au înregistrat aproape 30 de cazuri de violență în unitățile de învățământ.